Eu nu am niciun dubiu că deputații Coaliției Pro-Europene care au votat pentru aprobarea legii egalității șanselor și prin această lege au permis dezvoltarea gheilor și lesbienilor pe teritoriul Republicii Moldova, că au întrecut toată măsura care determină cine va nimeri în rai sau cine va nimeri în iad. Da, Dumnezeu le iartă pe toate, dar pentru această deputație din Coaliția Pro-Europeană ar trebui să anuleze această lege, lucru pe care nu cred că îl va face. De aceea, pe data de 30 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova vor trebui să iau o decizie pentru cine să voteze, cine își va asuma această responsabilitate ca să anuleze această lege, pentru că cei de la guvernare au întrecut măsura și au mers și mai departe. Doamna Buliga, în calitate de ministru și reprezentant al Partidului Democrat, deja insistă de mai mult timp ca să fie efectuate modificările la legislația în vigoare și termenul mamă și tată să fie înlocuit cu termenul părinte 1 și părinte 2. Înțelegem destul de bine că această inițiativă a doamnei Buliga vine să realizeze toate angajamentele asumate față de structurile europene. Iar pe de altă parte, înțelegem destul de bine și avem toate motivele ca să spunem acest lucru, pentru că actuala guvernare își dorește să permită pe teritoriul Republicii Moldova dezvoltarea unei alte afaceri, afacerea de vânzare a copiilor. Ori atunci când aceste tranzacții de vânzare a copiilor în termenii juridici ar fi înfierea copiilor, atunci când trebuie să fie indicat numele mamei și numele tatălui, iată că dânșii înțeleg că nici gheii și nici lesbienele nu vor putea face acest lucru. Din această cauză, dânșii au nevoie ca să schimbe legislația și să introducă termeni noi, drept părinte 1, părinte 2. Vorbeam că această inițiativă în ultima perioadă vine destul de insistent din partea doamnei Buliga. Probabil doamna Buliga a uitat că și dânsa este femeie și educă copii. Chiar în calitate de bărbat, ca un pol opus doamnei Buliga, vreau să spun că și eu sunt tată și educ și eu două fetițe și doresc ca aceste fetițe, copiii mei, să crească și să fie educați așa cum presupun normele noastre aici pe teritoriul acestei țări, ca să devină gospodine, ca să devină mame, să educe copii așa cum ne-au educat pe noi copiii noștri și să nu educe copiii într-un stil și în baza normelor străine. După cum spuneam, pe data de 30 noiembrie, cetățenii vor trebui să iau o decizie, fie să voteze partidele din Coaliția Pro-Europeană, care vor duce la dimicirea totală, nu doar a țării Republica Moldova, cât și a populației acestei țări, sau să voteze opoziția parlamentară, Partidul Comuniștilor sau Partidul Socialiștilor condus de Igor Dodon, cei care de fapt au și început această epopee pe teritoriul Republicii Moldova, cei care au pus bazele apropierii și integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și cei care și-au asumat responsabilitatea de implementare a acestor legi. Ori Partidul Social Democrat, partid care își asumă întreaga responsabilitate pentru anularea acestei legi și dezvoltarea Republicii Moldova conform normelor și tradițiilor noastre naționale.